semnează-mi și mie felicitarea de ziua îndrăgostiților. Fetelor, fetelor, calmați-vă. Sunt în spatele tuturor fetelor. Alex, Alex, aici, sunt în spate. Oh, n-are rost. Stai puțin. Știu ce pot face. O să-mi desenez pe piele un mesaj pe care nu-l poate ignora. Asta e partea cea mai dificilă. Trebuie să scriu fix pe zona de sub bărbie. Și apoi ultima literă o fac direct pe gât. Alex, Alex, e rândul meu, fii atent la mine. O să rup asta, așa, acum semnează inimioara mea. Ajunge! Stai așa, ia uite. Bună, Alex, am un mesaj pentru tine. Îl vezi? Wow, ce idee creativă, incredibil. Incredibil, nu mai avem nicio șansă, mai bine plec. Nu-mi vine să cred că ți-ai scris singură asta pe gât. Vai de mine, vine Emily, sunt fanul tău numărul 1. Îmi place atât de mult cum te îmbraci, ești cea mai tare din toată școala. Da, am un talent natural la capitolul ăsta. Hei, salutare, despre ce vorbiți? Pleacă de aici. Au fugit toate de mine. Ce-i drept, nu arăt deloc ca ea. Poate pot face ceva apropo de asta. A, ce zi îngrozitoare. A fost oribil. Și da, are dinți albi și strălucitori. Vreau și eu dinți ca ea. Stai puțin. Poate există o soluție pentru problemele mele dentare. Ia să vedem ce am aici, în cutia mea cu gadgeturi dentare. Oh, bun, cred că aș putea folosi ceva de aici. Oh, uite ața asta dentară cu scobitoare. O să încep cu asta. Simt cum elimină o parte din mizerie. Ce grețos. Ok, ia să vedem ce mai pot folosi. Oh, așa mai vii de acasă. Ia să deschid cutia asta. Ok, am o folie întreagă de tablete. O să scot una și o să o mestec. E timpul pentru dinți mai curați. Sper. O să mestec tableta cu dinții. Cred că au devenit extrem de mov. Bun, acum că am dinții mov, trebuie să folosesc periuța. Tabletele astea o să-mi și albească dinții. O să testez periuța asta de dinți specială. Și acum gadgetul ăsta electric care face toată treaba în locul tău. Trebuie doar să am răbdare să-mi albească dinții. Gata, cred că a trecut suficient timp. Super, acum am dinții mult mai albi. Se vede că strălucesc. Pot rezolva și asta. Bine că am mereu la îndemână o coală cu pietricele adezive. O să folosesc o pensetă ca să le dezlipesc. Acum cine o să aibă cei mai strălucitori dinți? Eu! Super! Acum am cei mai frumoși dinți din toată școala. E timpul să-i arăt tuturor. Trebuie să-mi fac curaj. Voila! Ce părere aveți de noii mei dinți? Wow! Cum dai dinții atât de albi și strălucitori? Hei, am ajuns! Ce n-ai... Ellie, ai clar cel mai frumos zâmbet din toată școala. Vai de mine, nu ne pot lăsa să mă vadă așa. Ce bine arăt azi. Ce bine să nu am deloc coșuri. O să-mi conturez puțin sprâncenele. Ăla e un fir crescut aiurea cumva? Nu cred, nu se poate așa ceva. O să-l smulg imediat. Fire idiote, nu mai vreau păr pe față. Am exagerat cu smulțul. Ce naiba se aude? Țipă cineva? Ia să văd ce se întâmplă, pare a fi o urgență. Vai de mine, Emily, ce e? Ce ai pățit? Ellie, nu mai ai o sprânceană. Ok, nu-i bai, respira adânc de câteva ori. Ai destule produse de machiaj aici ca să o reparăm. Uite, folosește creionul ăsta de sprâncene, sigur o să te ajute. Așa crezi? Nu mai am deloc fire de păr în sprânceană. Trebuie doar să desenezi una nouă. Ok, păi, poate o să încep de aici, de sus. Așa, te descurci de minune. Continuă. Oh, nu, Ellie, uite, s-a transformat într-o omidă. Oh, ai fost atât de aproape și totuși atât de departe. Ce mă fac acum? Nu plânge, n-am terminat încă. Unde e instrumentul ăla? Te-ai așezat pe el. În regulă, ăsta o să-ți rezolve sigur problema. Nu cred. E un instrument care te ajută să-ți desenezi sprâncenele corect? Ăsta e primul pas. Ok, ai șablonul și creionul pentru sprâncene. Wow, ai început foarte bine. Ok, cum ți se pare? Arată chiar bine, nu-i așa? Uite, ca să-ți mulțumesc pentru ajutor, o să-ți desenez și ție sprâncenele. Dar, Emily, eu am deja sprâncene. Știu, dar ai încredere în mine. O să arate super. Voila, te-am transformat într-o tigroaică. Vai de mine, chiar că arată super. Ce drăguță ești și pufoasă. Hei, o să-mi desenez una pe umăr. Da, super idee.
Oh, wow! Îți vine să crezi? Deja e timpul să ne facem poze pentru albumul școlii. Abia aștept! Îmi place atât de mult să mi se facă poze. Hei, Emily, tu de ce nu te bucuri? Nu-mi place deloc cum arăt în acest moment. Și dacă îți dai jos ochelarii? Păi, atunci o să mă uit chiorât și o să arăt îngrozitor în poză. Toată lumea o să arată extraordinar, în timp ce eu o să arăt oribil. Vezi, toată lumea e fericită, cu excepția mea. Da, e o problemă. Îmi pare rău că ești supărată din cauza asta. Hei, stai așa. Cred că am ceva care te poate ajuta. Uite, stai să-ți arăt. Am un stilou 3D în rucsac. Stai. Nu vreau să-mi strici ochelarii. Ai încredere în mine. Te-am sfătuit vreodată greșit? Așa, ți-am făcut o poză fără ochelari. Acum că am printat-o, putem desena pe ea cu ajutorul stiloului 3D. Vezi? Îți desenez o pereche genială de gene false. Să nu uiți de celălalt ochi. Îi fac și lui gene false. Poza m-a ajutat mult să le fac să aibă mărimea potrivită. Wow, te pricep la desenat cu stiloul 3D? Gata, l-am terminat. Acum o să le iau de pe poză. Vezi? Acum ți le pot pune la ochi. Gata! Wow, ce mult îmi plac! Ce mari și roz sunt! Acum îmi plac foarte mult ochii mei. Vor ieși în evidență chiar și când port ochelari. Ai dreptate! Gata, hai să mergem la poze. Bună! Fotografiază-mă din unghiul care mă avantajează, dacă poți. Sigur că da, în regulă. Următoarea, vă rog. Gata! Și eu o să-mi dau jos ochelarii. Vai de mine, ce generos superbe! O să iasă o poză extraordinară! Mulțumesc! Sunt de acord! Hei, se pare că azi a apărut albumul foto al școlii. Da, arăt super! Ce bine! Acum mă pot relaxa. Ecuația asta fizică e destul de dificil de înțeles. Vai de mine! Sunt în întârziere! Unde-mi sunt toate lucrurile? Gata, putem pleca! Sunt gata într-un final! Ce? Nu cred! Nu vreau să ies în oraș! Învăț la fizică! Serios? Glumești? Hai odată! N-ai văzut fluturașul? Uite-l aici! Și scrie că diseară avem petrecere! Nu! De ce? Serios? Uite cu ce sunt îmbrăcată! Nu pot merge la petrecere așa! Știi ce? Hai cu mine! Am o soluție! Împrumută ceva din garderoba mea! Orice vrei! Orice vreau? Serios? Sunt atât de multe variante! O să probez asta! Așa! Sigur o să arăt super! Super, zici! Pentru că ținuta asta numai super nu e! Probează asta mai bine! Nici asta nu cred că e mai reușită, sincer! Mi se vede lenjeria intimă! Mai bine mă îmbrac în clovn! Da, ai dreptate! Nu stă bine cu asta! Ce zici de rochia asta roșie? Cu pene? Serios? Bine, o să o probez! Ok, cred că asta e ce trebuie! Arăt extraordinar! Wow! În plus, mă simt minunat în ea! Cu pene cu tot! Să știi că arăt super în rochia asta! Din cap până în picioare! În regulă, sunt gata de petrece! Nu, mi s-a agățat rochia de papuci! M-am împiedicat! Cat! Emily, ești bine? Hai să te ajut să te ridici! Încep să cred că rochia asta nu e ce trebuie totuși! Probează astea! Oh, poate ai dreptate! Ok, o să le probez! Wow, ce mult îmi plac! Clar nu o să mă împiedic în fusta asta! Da, cred că ți-am găsit în mod oficial ținuta perfectă pentru petrecere! La naiba! Îmi alunecă de pe umăr! Dacă a alunecat acum, sigur o să alunece și mai târziu! S-a întâmplat din nou! Acum sunt super stresată din cauza asta! Trebuie să existe o soluție la această problemă! Am nevoie de o soluție rapidă! Știu ce pot face! Evident, am nevoie de niște scoci! Uite, vezi? E dublu adeziv, deci o să-ți pun o bucățică pe umăr. Și acum o să apăs materialul de pe umăr peste scoci, ca să nu mai alunece. Să nu uite partea cealaltă. Scociul o să țină fusta pe loc, împiedicând-o să se ridice. Wow, ce soluție genială! Și chiar funcționează! Wow, Ellie, ce petrecere extraordinară! Eram sigură că o să-ți placă. Distracție plăcută! Scuze, împrumut eu ăștia. Hai să dansăm! Iuhu! Hai, Emily! Arată-le tuturor ce mișcări de dans știi! Și nu mă stresez deloc apropo de haine în timp ce dansez! Wow, Emily! Nu știam cât de bine știi să dansezi! Mă bucur mult că te-ai hotărât să vii cu mine la petrecerea asta! Și eu! Mă distrez de minune! Wow! Pur și simplu wow! Și fii atentă cum arată aici! Bună! Vreți să fim prietene?
Vorbește cumva cu noi? Hai să plecăm! Putem intra aici! Hai, rapid! Ce nepoliticoase sunt! Șt! Încercam să fiu prietenoasă! Oare ce fac acolo? A trecut ceva timp de când au intrat? Poate pot auzi ce fac! Ce mult îmi place partea asta! Ține de bine! S-a tras cumva apa cu ele cu tot? Mandy? Mickey? Unde au dispărut? Ce-i asta? N-am mai văzut-o până acum! Poate dacă apăs aici? Nu ești suficient de drăguță! Nu e corect! Stai puțin! Wow! Am o idee! E timpul pentru o transformare! O să încep prin a-mi da jos ochelarii și a-mi curăța fața! Wow! Ce șervețele de machiante eficiente! Acum o să-mi conturez frângenele! Așa vor părea mai dese în mod natural! Arată bine! Acum am nevoie de niște fard! O să folosesc o culoare subtilă! Genele false o să-mi scoată ochii în evidență! Încă puțin fard! Am nevoie de puțin anticearcăn pe obraz și nas! O să-l omogenizez cu burețelul ăsta! Și la final puțin fard de obraz! Să nu uit de buze! Din nou, vreau să arăt cât mai natural! Cercei ăștia adaugă un plus de strălucire și o să-mi desfac părul! Arăt chiar bine, părerea mea! O să mai încerc o dată! Sper să funcționeze! Wow! Intră, te rog! Eram sigură! Sper să nu mi se ude părul! Ce petrecere reușită! Jennifer! Wow! Hai să facem o poză! Hey, Jen! Ce bine am dormit! Trezirea! Trebuie să mă îmbrac! E drăguță, dar sigur găsesc ceva și mai drăguț! Așa mai vii de acasă! Trebuie să-mi aranjez și părul! Aha! Nu arată bine deloc! Îmi stă bine așa! Dar lipsește ceva! Știu, am nevoie de niște bijuterii! Toate fetele au nevoie de puțină strălucire! Ce frumos e! Se potrivește perfect cu ținuta mea! Îmi aduc aminte de ziua în care Alex mi l-a făcut cadou! Ce romantic a fost! E cel mai tare! Și îl prețuiesc până astăzi! Ok, cred că sunt gata! Trebuie să plec! Ăla e Alex? E cu o altă fată! Oare ce-i spune? Ce film amuzant! Oh, stai, era să uit! Am ceva pentru tine! Închide ochii! Îmi plac surprizele! Pentru a-ți surprinde iubita, ai nevoie de un bol cu rășină epoxidică. Pune niște sclipici. Amestecă-le până când se incorporează una într-alta. Arată bine! Apoi ia o matriță în formă de inimioară și toarnă în ea rășina epoxidică. Umple matrița complet și așteaptă să se întărească. După ce rășina s-a întărit, scoate-o din matriță. Apoi trebuie doar să o prinzi de un lănțișor. Acum nu trebuie decât să-l faci cadou unei persoane norocoase. Ok, poți să deschizi ochii. Wow! Pentru mine? Nu, dă-mi voie. Dar credeam că eu sunt iubita lui. M-am săturat. Cum ai putut să faci asta? E identic cu al meu. Poți să-l păstrezi. Oh, bună. Nu cred că Cheryl l-are iubit. Hey, Cheryl! Hey, am adus sucul, cum am promis. Și eu am adus paharele, dar asta nu e tot. Nu. Am adus și o delicioasă cremă de ciocolată. Vai de mine! E preferata mea. Și a mea. Hai să deschidem. Oh! Ce delicios arată crema asta de ciocolată. O să o întind pe felia asta de pâine. Poftim, asta e pentru tine! Super, mulțumesc foarte mult! O să am nevoie de un șervețel pentru bunătatea asta! E foarte, foarte bună! Mulțumesc! Cu plăcere, pentru asta sunt prietenii! Acum o să-mi fac și mie o felie! Oh, nu! M-am murdărit de cremă! Oh, nu! Uite, ia șervețelul ăsta! Sigur te ajută! Super, mersi! Sper să funcționeze! Nu, n-am făcut decât să o întind și mai mult! Oh, la naiba! Trebuie să te pot ajuta cumva! Stai, panglicile cu care mi-am prins părul ar putea fi soluția. Și ce ar trebui să fac cu ele mai exact? Ai încredere în mine. Ok, țineți maioul de bretele. Învârte-l invers.
Bun, acum o să folosesc panglica. O să bat printre bretele așa. Ok, ești gata? O să-ți o bagi pe cap. Bun, ok, dar n-am terminat încă. O să folosesc chiar panglica. O să o trag prin interiorul maioului. O să fac la fel și în partea cealaltă. Ah, m-am prins, acum mă descurc singură. O să o leg la spate. Hei, domnișoarelor, am venit la picnic. Ți-am salvat la pic ținuta. Oh, wow! Ce interesant ești îmbrăcată azi. Ah, mersi, poftă bună. Avem o tonă de gustări. Ia să vedem. Oh, wow, ce ținută drăguță. Îmi place mult de tot. Oh, nu, e mult prea scumpă. Ia să mai verific o dată. Da, am buzunarele goale. Poate celălalt. La naiba, am doar un dolar. Ok, trebuie să-mi o creez singură. No, no, în niciun caz. Asta clar nu. Ah, perfect, de asta aveam nevoie. Ah, serios, de unde a apărut gaura asta? Nu vine să cred. Stai, știu ce pot face. În regulă, am pantalonii găuriți și foarfecele. Trebuie să-i tai. O să încep de aici. Trebuie să am grijă să tai în linie dreaptă. Bun, apoi o să întorc foarfeca și o să merg în direcția asta. Uite și gaura, o să tai bucata din jurul ei. Gata, am transformat o pereche de pantaloni găuriți într-o bluză super simpatică. Sunt genială. Știi ce? Trebuie neapărat să-mi fac un selfie. În regulă, mi-am pregătit muzica și acum am nevoie de vopsea. Să trecem la vopsit. Așa, ce mult îmi place culoarea asta. Arată chiar bine. O să dau și aici. Ah, de ce nu e nimeni aici? Acum trebuie să-i dau un mesaj. Te aștept aici. Ce enervant. Ce-i asta? Oh, nu! Nu se poate! E proaspăt vopsită! Nu! Nu-mi vine să cred! Acum am mâna plină de vopsea! Stai așa! Oh, nu! Pantalonii mei! M-am așezat pe vopsea proaspătă! E oribil! De ce am pățit asta? Ce mă fac acum? Poate merge ștearsă! O să încerc să mă șterg pe mână mai întâi! Ah, nu funcționează! Poate pantalonii se curăță? Ah, nu pot scăpa de ea! E cel mai îngrozitor lucru pe care l-am pățit vreodată! Da, iese chiar bine! Îmi place! Fata aia plânge cumva? Ah, îmi pare rău pentru ea! Plânge, nu glumă! Oh, hei! Cred că am o soluție! Vorbești cumva cu mine? Ești singura persoană de pe stradă! Vino încoace! Ce-i drept? N-am nimic de pierdut! Vai, vai, vai! Nu mai plânge! Poftim, ia asta! Vai de mine! Scuze, căutam Batista, de fapt! Nu, lasă-mă în pace! Nu m-a ajuns deloc! Stai, stai, stai! Promit că te pot ajuta! Stai pe loc! Lasă-mă să te dau cu vopsea pe pantaloni! Gata, învârte-te, te rog! Mersi, iese super! Trebuie să colorez și picioarele! O să dau cu galben pe exterior! Oh, arată extraordinar! Fac și partea cealaltă! Da, și mai multă vopsea! Mai multă vopsea peste tot! Wow, ce tare arată! Nu-mi vine să cred! Cu mare plăcere! Sunt foarte mulțumit de rezultat! Wow. Stai așa, trebuie să te plătesc pentru ce ai făcut! Wow, mulțumesc foarte mult! Pa! Nu-mi vine să cred cât de mulți bani mi-a dat! Hei, scuze că am întârziat, dar am ajuns! Am o veste proastă pentru tine. Da, trebuie să facem ceva mai întâi. Vino cu mine. Ah, hei, te-ai întors. Uite, am un semn nou. Modele unice, 10 dolari. Tu cum ți-ai repara o sprânceană smulsă complet? Spune-ne într-un comentariu. Și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția.